Bun găsit, stimați telespectatori! Viața este frumoasă în Brașovul tău și datorită diversității aspectelor vieții sociale, profesionale, și trebuie să vă spun că un rol aparte în sensul acesta îl au, bineînțeles, artiștii. Ei, prin muzele care îi inspiră, au puterea de a ne face să vedem realitatea înconjurătoare cu alți ochi. Și nu trebuie decât să ne lăsăm purtați de inspirația lor, iar unul dintre artiștii brașoveni care ne face în aceste zile o invitație la un eveniment despre care o să aflați imediat este profesorul Alexandru Leonard Truțiu, artist plastic, căruia îi spun bun venit la Brașovul tău și la Mix TV. Vă mulțumesc frumos pentru invitație, domnul Grădinar, și bună ziua telespectatorilor dumneavoastră. Până la urmă, această misiune a voastră de a face oamenilor viața mai frumoasă, nu, este una foarte nobilă. Când ai îmbrățișat această carieră și ideea de a deveni artist, nou profesionist, ai avut și treaba asta în minte? Da, oarecum. În primul rând, când m-am apucat de arte plastice, a fost ca un joc, a fost totul ludic, dat fiindcă eram un copil. Și desigur că am simțit că asta este menirea mea, acesta este drumul meu și am mers pe direcția aceasta. Desigur că un artist plastic are o contribuție importantă în comunitatea în care trăiește și o reprezintă, de fapt, atât prin lucrările sale și prin atmosfera în care locuiește sau trăiește. Bine, dar să spunem telespectatorilor că Alexandru Truțiu a avut șansa să crească într-o familie de artiști și cred că fără îndoială treaba asta influențează oarecum destinul copilului, nu? Care absolut este de mic într-o legătură directă cu arta. Absolut, tatăl meu ceramist, artist plastic cunoscut. Mama, la fel, lucrează în domeniu, mai mult pe partea de design. Desigur că m-a influențat foarte mult și a fost benefic pentru mine, pentru creșterea mea ca artist plastic. Da, spuneam că artiștii văd această parte frumoasă a vieții și încearcă să ne o transmită prin lucrările lor. Dar, până la urmă, dacă stau bine și mă gândesc, artiștii nu surprind întotdeauna doar această parte idilică a vieții. Uneori reflectează sau ilustrează în operele lor și partea sumbră a existenței. Sau critică. Sau critică. Anumite aspecte ale vieții, spre exemplu, pandemia aceasta care am trăit-o cu toții și încă o mai trăim, ne-a influențat foarte mult existența. Trăirile, relațiile interumane, iarăși, le-a influențat foarte mult. Și tocmai aceasta a fost și una dintre ideile mele pentru expoziția care o să discutăm. Da, vom vorbi imediat și despre expoziție, dar vreau, apropo de ce am discutat înainte, să vă întreb, pentru că eu practic am fost întotdeauna, să zic, preocupat de o întrebare al cărei răspuns nu am reușit să-l aflu încă. Arta, când slujește maleficul, mai este artă sau nu? Apropo de aceste aspecte diverse abordate de artiști în opera lor. Arta poate să abordeze diverse teme, subiecte și, desigur, poate să se lege și de ideea asta macabră a vieții. De ce nu? Desigur. Dacă urmărim, spre exemplu, anumite sculpturi care le vedem chiar și pe Biserica Neagră, cu dragonii respectiv, nu? Sau la Notre-Dame de Paris, iarăși, care apar animalele fantastice, dragonii, nu? Tocmai au un rol de a speria, dat fiind că oamenii în perioada respectivă nu știau să citească și atunci citirea imaginii era foarte importantă. Ca să ajungem la evenimentul
la care dorim să invităm pe brașoveni și să-i facem părtași în aceste zile. Aș vrea să vă întreb ce anume îl face pe artist să-și desăvârșească până la urmă viziunea și în cele din urmă opera. Ce contează cel mai mult? Studiul, viziunea, observațiile proprii? Toate să țin mână-mână. Desigur, fără studiu nu poți să înțelegi mai departe forma, fără o anumită viziune, iarăși nu poți să vezi mai departe. Toate se țin mână-mână și desigur că sunt diferite experiențe ale vieții care își pun o amprentă puternică asupra lucrărilor fiecărui artist plastic. Și până la urmă, acest traseu personal pe care îl are fiecare artist, contează experiențele pe care le trăiești în viață, bucuriile sau dezamăgirile, se reflectă apoi în opera pe care... Absolut. Care o realizează, da. Absolut. Contează foarte mult și desigur că te influențează. Bun. Profesorul Alexandru Leonard Truțiu a avut și dânsul un destin destul de interesant în această lume a artelor plastice, pentru că, să spunem telespectatorilor cu îngăduința dumneavoastră, că ați studiat în România, ați creat și ați trăit o vreme aici și după care ați schimbat destinația. Cum a fost pentru dumneavoastră ca artist această schimbare de loc de viață? În ce măsură în ce măsură simțiți că v-a impresionat, a schimbat ceva în viziunea dumneavoastră artistică? Absolut, și a fost benefică. Experiența a fost o provocare în primul rând pentru mine, dat fiindcă locația a fost destul de departe și mentalitatea oamenilor era diferită de cea noastră. A fost o provocare care mi-a influențat destinul și desigur că m-a schimbat foarte mult și o parte din mine a rămas și acolo. Dar să spunem telespectatorilor mai exact faptul că Alexandru Truțiu la un moment dat a ajuns în Costa Rica și acolo important este că ați ajuns să vă manifestați profesional tot în același domeniu, lucru mai greu de realizat într-o țară străină. Da, am trecut prin anumite procese de recunoaștere a diplomelor, de echivalarea lor, până am obținut rezidența, au fost mai multe etape. Și desigur că am lucrat și în domeniul privat un timp, am avut un curs de mozaic cu anumiți studenți, după aceea am evoluat și am mers spre Universitatea de Costa Rica, care e o universitate publică, una dintre cele mai vechi universități din Costa Rica și una dintre primele 20 de universități chiar din America Latina. Și am învățat foarte multe lucruri de acolo, desigur, și le-am predat și lor atât tehnica mozaicului, cât și tehnica de lucru a sculpturii în piatră, în metal, în lemn și așa mai departe. Până la urmă mă gândesc ce e mai greu în această lume a artelor, să creezi sau să îi educi pe alții în scopul acesta? Cred că educația, până la urmă, în acest sens pot să spun că am avut și o prezentare, desigur, nu atât de vastă pe cât mi-aș fi dorit eu să o prezint, dar trebuia să mă încadrez într-un timp, o prezentare de arte românești la Muzeul de Artă Costaricană din Sabana și chiar în San Jose, în capitala lor. Și au fost foarte încântați și am primit un feedback nemaipomenit. Desigur că am început cu o prezentare a țării noastre, unde este situată, și ulterior am intrat în tema artei plastice românești. Aveau o cunoștință legată de Constantin Brâncuș, de atât. În rest, alți artiști români nu îi știau și am observat că am primit un feedback destul de pozitiv și poate mi-ar fi dorit să mai continui această prezentare. Dar niciodată nu se știe, poate
cu altă ocazie. Și care sunt mentalitățile în Costa Rica? Cum trăiesc oamenii de acolo? Care este, să spunem, raportul lor cu artele, spre deosebire de ceea ce știm în România? Sunt niște oameni mult mai optimiști. Eu așa, cel puțin așa am simțit, așa am văzut. Se mulțumesc cu mai puțin decât noi și vor să trăiască frumos. Au și această vorbă care și-o spun ei de fiecare dată când se văd, pura vida, pura vida mai e. Și e o formă de a spune că sunt ok, sunt în regulă, că trăiesc în pace și că se simt mulțumiți de viața lor. La fel, desigur, când încheie un anumit dialog, o anumită discuție, spun la fel, pura vida. Pura vida. Au simțul proprietății la fel de dezvoltat ca europenii, sau în mod special ca românii, pentru că aici toți vrem să fim proprietari de case, de mașini, de tot ce se poate. Nu neapărat. Vor să trăiască, sau mă rog, dacă trăiesc mai modest, nu că vor, desigur că și-ar dori mai bine să trăiască unii dintre ei, dar să mulțumesc și cu puțin și vor să trăiască în liniște, în pace cu ei înșiși. Asta am simțit, în primul rând. Nu atât de mult țin să aibă foarte multe proprietăți, să aibă conturile pline sau așa, nu. Majoritatea, asta mă refer așa, la oamenii normali. Desigur că există și acolo oameni foarte bogați, care își permit de toate, vedete care își cumpără case, Tom Cruise și așa mai departe, care au tot fel de proprietăți. E o țară minunată, un paradis, de fapt. Al naturii, în primul rând. Al naturii, da. Și este creează un efect incredibil pentru un european când merge prima dată acolo. Totul este verde, acolo niciodată nu vezi gri. Toată natura este verde. Și asta, desigur, că au două anotimpuri, iarnă și vară. 6 luni iarnă, 6 luni vară. Iarna este când plouă foarte mult, când sunt precipitații foarte multe și vara când sunt precipitații mai puține. Da. Ați venit după 7 ani de Costa Rica înapoi acasă și iată că acum ne invitați pe brașoveni, în mod special, la o expoziție care se va deschide vineri 22 iulie ora 18:30 la Sala Europei a Uniunii Artiștilor Plastici. Care este tema acestei expoziții și de ce ați ales această temă pentru dialogul dumneavoastră cultural cu brașovenii? Am ales tema sensuri, mi s-a părut cea mai indicată. Trecând prin această experiență cu pandemia și revin la această idee, toți am trecut prin această pandemie, a fost destul de greu. Am simțit nevoia să pun în evidență că trebuie să avem niște repere care ori le-am uitat, ori poate nu am avut reperele până atunci. Am stabilit în lucrările mele un reper, un unghi de 90 de grade. Pornind de la unghiul de 90 de grade ca o sugestie pentru o reflexie, de fapt, a gândurilor și a privitorului. În momentul în care privește unghiul respectiv, da, care ordonează, de fapt, haosul, devine un reper. Reperele, sigur că au legătură directă cu sistemul de valori care călăuzește o societate. Credeți că la noi, mai ales, să spun, pentru că ați avut această experiență de a trăi în altă parte a lumii, credeți că noi românii suntem oarecum victima unui sistem de valori deteriorat în perioada comunistă? Da, dar putem spune și după perioada comunistă, pentru că lumea nu a mai fost atât de interesată, sau majoritatea oamenilor nu prea au mai fost interesați de legătura asta cu cultura, cum era pe vremea comunismului. Lumea mergea la teatru, țin minte și eu, mergeam cu bunica sau cu părinții și nu ratam aproape niciun spectacol în Brașov la Teatrul Sica Alexandrescu.
Contează foarte mult și aspectul acesta și cred că e important să nu ne pierdem aceste repere. Desigur, acum revenind un pic la expoziția mea, aș dori să prezint și din ce este alcătuită. Expoziția este alcătuită din 14 lucrări bidimensionale în tehnică mixtă, grafică, și de 6 lucrări tridimensionale, sculptură, piatră cu inserții de metal. Dar legate de aceste sensuri la care vă referiți, credeți că la un moment dat mesajele pe care artiștii le transmit, nu, privitorilor, reușesc să fie întotdeauna decodate sau, cu alte cuvinte, care este condiția pentru ca privitorul, iubitorul de artă să reușească să recepteze cu exactitate mesajul sau ceea ce a vrut să-i transmită artistul? De multe ori poate că da, de multe ori poate că nu, depinde de fiecare temă în parte. Desigur că artistul se gândește întotdeauna că va atinge acel punct care a dorit să-l prezinte sau opinia care a avut-o în expoziția respectivă. Depinde de fiecare om, de fiecare om în parte. Depinde. Da, artiștii până la urmă sunt și chiar trebuie să fie niște deschizători de drumuri și atunci au pe undeva și rolul acesta de a atrage după ei un public, nu spre o viziune care cu siguranță este mai avangardistă, mai... poate mai controversat, desigur, dar întotdeauna și în istoria artelor s-a întâmplat la fel. Cu impresioniștii, când au fost refuzați și ulterior s-a văzut foarte bine, nu, ce efect au avut impresioniștii asupra picturii, care au influențat colosal pictura ulterior. Depinde, totul depinde de perioada când prezinți tema, depinde de publicul care observă această expoziție. Sunt mai mulți factori. Da, în plus, artele plastice au un atu, în sensul că pot grăi anumite mesaje, nu? Acestea pot fi transmise indiferent de limbă, indiferent de... Este un limbaj universal. Exact. Universal, valabil. Nu trebuie să scrii. De fapt, dacă stăm să ne gândim bine, ce spune prima oară un copil? Nu se exprimă prin cuvinte, el se exprimă prima oară prin desen. De fapt, el desenează lumea înconjurătoare. Cum o vede el. Exact, exact. Costaricanii sunt mai receptivi la viziunile artiștilor? La unii da, la alții mai puțin. Desigur, și acolo este împărțită tot la fel societatea. Cei care cunosc mai mult arta, cei care poate n-au timp sau, în fine, poate sunt preocupați cu existența de zi cu zi, pentru că sunt și familii mai puțin bogate, să spun așa, care, în fine... Da. Faceți parte din generația tânără a artiștilor plastici brașoveni și acum aș vrea să spun, chiar dacă unii telespectatori poate vor fi de acord sau nu, dar am auzit de foarte mult timp în orașul de la Poalele Tâmpei spunându-se că în Brașov nu există viață culturală. Dar, pe de altă parte, de multe ori la evenimentele culturale, nu? Cele care au fost, nu prea am văzut participare. Și atunci... aș vrea, pe de o parte, să vedem dacă nu există apetit pentru viața culturală sau, într-adevăr, nu există evenimente. Eu, din câte știu, chiar și în domeniul artelor plastice, urmează să se întâmple niște lucruri în această vară, plus de asta chiar dumneavoastră îmi spuneați de niște proiecte pe care le desfășurați, inclusiv cu Școala Populară de Artă. Exact. Haideți exact să profităm de această ocazie și să invităm încă de pe acum pe brașovenii dornici, iubitori de cultură, la expoziții, la evenimentele
de arte plastice. Care vor fi acestea? O să fie o expoziție legată de tehnica mozaicului. Vor fi 12 lucrări realizate de elevii Școlii Populare de Artă, de la secțiile ceramică și sculptură. Desigur, categoria de vârstă vor fi diferite, dimensiunile vor fi diferite, desigur, dar deja am prezentat prima expoziție la Bastionul Țesătorilor pe data de 1 iulie, dacă nu mă înșel, și am dorit să promovăm mai departe această expoziție, să facem un proiect itinerant și, de ce nu, poate și la Cetatea Feldioara, dacă totul decurge normal. Da, Brașovul sau zona Brașovului este destul de generoasă și în privința locațiilor care pot găzdui diferite evenimente. Într-adevăr, nu sunt exploatate nici în Brașov, nici în județ. Da, mie totuși mi se pare că în cel puțin vara aceasta au fost foarte multe evenimente. Adică, uitându-mă, spre exemplu, la Bastionul Țesătorilor, foarte multe evenimente care s-au desfășurat acolo. Au fost și evenimente de cultură, de muzică folk, de expoziție de mozaic, tot fel de spectacole, invitați diferiți. Adică tot timpul se desfășoară câte o acțiune nouă, ceea ce este extraordinar. Lucrul care mi-aș dori mai mult din partea autorității ar fi sprijinul lor în demersul acestor spectacole sau activități culturale. Să ne sprijină mai mult. Dar tocmai pentru faptul că ați avut o experiență de viață nu la atât de mulți kilometri distanță și cunoașteți și ceea ce se întâmplă în domeniul ăsta în alte părți, credeți că ar trebui să fie plasticienii brașoveni poate mai îndrăzneți, mai îndrăzneți în oferta lor? Poate că da, poate că da și poate ar trebui să fim mai deschiși față de public și să ne prezentăm lucrările mai des. Asta e ideea. Puțin știu că majoritatea artiștilor nu trăiesc din arta pe care o fac. Pentru că există, din păcate, în țările astea din Est, un mod diferit de a se pune problema. Adică, atâta vreme cât în țările din Vest și în Statele Unite, profesionalismul unui artist, indiferent că este artist plastic, muzician sau actor de film sau de teatru, nu, este dat de câte milioane de dolari câștigă, da. În țările din Est, în general, lucrurile se pun altfel. Sunt artiști foarte bine cotați care, din păcate, nu vând sau nu trăiesc din, cum spuneam înainte, din arta lor. Credeți că este corectă această categorisire, să zicem, a artiștilor? Nu este corectă, pentru că vă dați seama că sunt artiști profesioniști și în România sunt foarte mulți. Totul, probabil, contează foarte mult cum sunt promovați până la urmă. Pentru că eu așa mă gândesc că dacă nu sunt promovați, desigur că nu pot fi puși în valoare. Contează foarte mult. La noi, în general, oamenii nu sunt plătiți pe măsura valorii lor în mai multe domenii, da. Nu numai în domeniul artelor. Profesori la fel. Exact. Știm, deci, prin urmare, nu o să vă întreb câte milioane de dolari câștigați în România. Da, mă gândesc, oare ce să fac cu atâția bani? Dar nici câte milioane de dolari ați câștigat în Costa Rica. Da. Nu vă întreb asta. Da. Da. Dar spuneți-mi, pentru că trebuie să încheiem dialogul nostru, care a fost unul dintre cele mai nostime lucruri care v-au amuzat în Costa Rica și vi s-a părut reprezentativ pentru stilul lor de viață? Ei sunt foarte pozitivi în gândirea lor, au un optimism incredibil. Nu mai spun că asta îi ajută foarte mult și în stilul lor de viață și în stilul lor de a mânca și de a trăi viața, de a se bucura de plajele, acele plaje superbe din Costa Rica. Viața pare mai simplă în momentul respectiv și mai
mai cuprinzătoare, să spun așa. În momentul în care te mulțumești cu mai puțin, dar știi să trăiești la maxim momentul respectiv, știți? Da. Închem aici Brașovul tău, ediția de astăzi, făcându-vă încă o dată în final invitația de a participa la vernisajul expoziției deschisă de Alexandru Leonard Truțiu la Galeria Europe, care va avea loc vineri 22 iulie ora 18:30. Așadar, să ne vedem la expoziție și să încercăm în felul acesta să ne facem viața mai frumoasă. Pe curând!